Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, domnul teolog Stelian Costea, doctor în teologie. Stelian, Doamne ajută, bine ai venit la noi! Doamne ajută, bine v-am regăsit! Mă bucur să mă aflu într-un astfel de moment în studioul unei astfel de post de radio, pentru că ne aflăm la o săptămână după pogorârea Sfântului Duh, după ce Mântuitorul și-a împlinit făgăduința pe care le-a făcut-o ucenicilor, și anume să le trimită Mângâietorul care le va spune lor toate, și în același timp suntem la o zi după Duminica tuturor Sfinților, în duminică în care, în drept măritoarea noastră biserică, i-am cinstit, așa cum se cuvine, pe cei care s-au încununat cu credința adevărată despre care vom încerca să vorbim și noi astăzi. Da. Dragi ascultători, nu uitați că sunteți alături de noi prin intermediul telefonului 0241-515266 cu tarif normal rețeaua interesat și în modul de SMS 0768123456 cu tarif normal rețeaua Telecom. Aveți contact pe pagina de Facebook Radio Dobrogea. Ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Dragi ascultători, așa cum punea și Stelian, curând am cinstit pe toți sfinții, pe toți oamenii care au înțeles că sunt mai mult decât trup și au dat curs îndemnului și sfatului și informațiilor primite prin Sfânta Scriptură de la Dumnezeu, au citit Sfânta Scriptură, să știți, au cunoscut-o, nu este sfânt care să ajungă la Dumnezeu fără să cunoască Sfânta Scriptură, și au luat-o nu ca pe o informație generală, ci ca pe o scrisoare pe care Dumnezeu le-a trimis-o lor personal. Fiecare sfânt, când citea Sfânta Scriptură, când citește Sfânta Scriptură, că mai există și astăzi sfinți, să știți că se topește printre acele pagini și consideră că acolo Dumnezeu vorbește lui, despre lupta lui, mântuirea lui, jertfa lui, credința lui și tot ceea ce trebuie ca să ajungă precum asemenea cu Hristos. Și fiecare sfânt crede în aceasta constă și faptul că Sfânta Scriptură este o carte vie, pentru că este unică pentru fiecare. Deși, dacă e să o luăm prin trupul literei, seamănă pentru toți. Dacă când o citești, este personală pentru fiecare ca informație. În acest context, a venit și ideea de a face, de a pune la loc acest andemn de credință și jertfă. Până unde merge credința, ce este credința noastră, ce înseamnă jertfa noastră. Pentru că sunt cuvinte care în viața unui creștin, am putea spune, sunt mai mult decât uzuale. Credință, credință, în toate părți, tot timpul. Jertfă, jertfă. Orice creștin a auzit despre aceste concepte, despre aceste cuvinte, despre aceste noțiuni. Dacă însă stăm să despicăm firul în patru și să mergem puțin mai la adânc, cum sfătuia Mântuitorul și pe Sfântul Apostol Petru, să știți că până și cei mai citiți au probleme. Ce înseamnă credința? Cum arată un om al credinței și ce se întâmplă când încep să fie în stare de jertfă. De aceea zic că este bine să vorbim despre aceste lucruri. Plecând, Stelian, pe această cale, haideți să începem cu credința, că parcă să fie mai la îndemâna noastră. Este mai pentru toată lumea. Ce putem înțelege prin credință? Sau ce este credința până la urmă, în mod concret? S-a vorbit foarte mult despre credință. Au vorbit Sfinții Părinți, a vorbit în primul rând Mântuitorul Hristos, a vorbit cel supranumit Gura lui Hristos, Gura lui Mesia, și anume Marele Apostol Pavel, și putem spune, citându-l pe Sfântul Apostol Pavel despre credință, că aceasta este adeverirea celor nădăjduite și dovedirea celor nevăzute. Așadar, prin credință noi ne legăm și de nădejde, și ne legăm, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ca și cu un lanț de Dumnezeu, de sfatul treimic. Nădejdea este călătoria minții și a sufletului către Dumnezeu, ne spune Sfântul Diadoh al Foticeei. Credința, așadar, cea care este la baza virtuților, fiindcă tot Sfântul Apostol Pavel ne spune, deci rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, este adevărat, cea mai importantă este dragostea, dar fără credință nu știu dacă se poate ajunge la iubire, adică în mod sigur nu se poate ajunge. Deci credința, cea care este la baza virtuților, mai reprezintă, după cum ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, puterea de legătură între cel ce crede și cel în care crede. Noi, Părinte, avem nevoie de această legătură permanentă, perpetuă cu Dumnezeu, de această conexiune continuă, ori aceasta nu se poate face decât prin credință. Într-o anumită împrejurare, Sfinții Apostoli i-au cerut Mântuitorului,
dă-ne mai multă credință. Și credința vine pe această filieră dumnezeiască, să mă exprim așa. Vine de la Dumnezeu. Mântuitorul îi și spune Sfântului Apostol Petru, Satana mi-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă credința ta. Iată cât de grijuliu este Hristos cu sufletul fiecăruia dintre noi. Se roagă Tatălui Ceresc să nu scadă credința noastră, pentru că El este Mântuitor și primul nostru mijlocitor totodată, și de aceea îl roagă pe Dumnezeu Tatăl să mențină vie flacăra credinței. Sfântul Isaac Sirul definește credința într-o manieră care mie mi-a plăcut foarte mult. Spune că această virtute are o casă, și anume, casa credinței este mintea curată și inima de copil. Deci unde se regăsește credința? În mintea curată și în inima de copil. Iată că prin aceasta se pun practic în aplicare vorbele Mântuitorului, care spune că a unora care vor fi ca niște copii este împărăția cerurilor. Pentru că despre copii ne spune Hristos, ei văd pururea îngerilor care se află în bolta nepieririi, în ceruri. Deci omul trebuie să-și curățească inima, să-și curățească sufletul, să-și împodobească a sa conștiință, să-și împodobească portretul lui psihologic și duhovnicesc cu aspectul curăției, și de-abia după aceea să poată spune că are o credință curată. Pentru că Sfântul Marcul Ascetul spune despre credință că în cazul în care aceasta este neclintită, ea reprezintă un turn întărit și Hristos se face toate celui ce crede. Care este răsplata credinței? Hristos se face toate pentru noi. Este grabnic ajutător, vine în întâmpinarea noastră, ne ajută cât poate de mult, pentru că numai printr-o credință puternică omul se poate apropia cu adevărat de idealul învierii și de moștenirea împărăției cerurilor, care poate să ne fie accesibilă, Părinte, încă de aici. Ce ne spune Mântuitorul? Fericiți cei săraci cu Duhul, de asemenea fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu va fi, este. Vorbește despre un prezent, despre actualizarea prin credință a succesiunii la împărăția cerurilor, a moștenirii împărăției cerurilor. Iată doar câteva dintre roadele acestei virtuți cardinale a vieții fiecăruia dintre noi, care este credința. Da, frumos ai făcut acolo o legătură, Stelian, între credință, nădejde și dragoste, iubire. Legătură făcută și în Sfânta Scriptură, și vedem că, într-adevăr, credința este fundamentul iubirii, deși iubirea este cea care ne împlinește, iar între una și alta ajungem mergând pe calea nădejdii, nu orice fel de nădejde, că așa omul are multe nădejdi, ci nădejdii cele adevărate. Noi vorbeam despre jertfă și credință. Crezi că există o legătură între aceste două noțiuni sau par cumva ca niște vârfuri, niște piscuri muntoase, așa, izolate și fără cale între ele? Există o foarte mare legătură. De altfel, credință fără jertfă nici nu se poate. În momentul în care omul nu se jertfește, nu își asumă crucea, chiar în Sfânta Pericopă Evanghelică citită ieri, în Sfânta noastră Biserică, Mântuitorul spune că cine voiește să meargă după El trebuie să-și asume crucea, să-și împroprieze crucea. Ori crucea înseamnă jertfă, înseamnă fidelitate, înseamnă loialitate, înseamnă să te dedici unui scop nobil care este mântuirea. Ori dacă nu accepți să te jertfești, dacă tăgăduiești ceea ce îți cere Hristos, nu poți fi cu adevărat credincios. Credința de aceea nu este la îndemâna unui comportament comod, să spun așa, pentru că ea presupune anumite eforturi, anumite sacrificii, cum le numește societatea de astăzi. Numai că nouă ni se pare de multe ori jertfa ca fiind împovărătoare, Părinte, pentru că nu suntem încredințați de răsplata pe care o vom avea atât în viața de aici, cât mai ales în viața de dincolo. Dacă am fi conștienți de roadele credinței, dacă am fi conștienți de faptul că Dumnezeu așteaptă să ne ofere cele mai scumpe daruri, dacă am fi mai determinați să ne asumăm jertfa pentru că știm că urmează mântuirea, atunci ni s-ar părea totul mult mai ușor. Am văzut comportamentul femeii cananence și aceasta ni se spune atât de frumos în Sfânta Evanghelie de la Matei. Ea cu multă credință,
cu stăruință striga înspre mântui, către Mântuitor, Doamne, ajută-ne! Îi cerea Mântuitorului sprijinul, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Și atunci ucenicii i-au spus lui Hristos, slobozește-o, căci umblă, strigă după noi. Iată ce face credința, îi dă omului slobozire de toate problemele, îl despovărează, îi oferă libertate, îl împodobește cu demnitate, îi oferă adevărul minunii și fiica acelei femei evident că a fost tămăduită și demonul a fost izgonit din ea pentru credința mamei, credința până la urmă care n-a mai fost îndoielnică a tatălui fiului lunatic l-a făcut pe copilul acestui părinte îndurerat să se vindece. Bineînțeles, cu ajutorul Mântuitorului, Hristos l-a tămăduit, dar ca urmare a credinței. De câte ori n-auzim că spune Mântuitorul în Sfintele Evanghelii, credința ta te-a mântuit. Iată cât de important este accentul pus pe credință, dar o credință asumată cu jertfă, asumată cu un așa numit sacrificiu, cum îi spune societatea zilelor noastre, deși mie nu-mi place foarte mult acest termen. Cred că jertfă este sacrificiu. Jertfă este termenul definitor. Bine, din alte laturi da, are da, așa îi spune, așa îi spune societatea contemporană, dar jertfa este cea cu care ne împodobim noi, pentru că această credință în Hristos înseamnă înainte de orice asumare. Și cred că în societatea contemporană în care trăim, părinte, cu atât mai necesară, mai preeminentă, mai predominantă, ar trebui să fie jertfa. Vedeți provocările la care suntem supuși. Cel care încearcă să mărturisească adevărata credință este considerat demodat, este considerat ieșit din tipare, este văzut ca fiind o conduită marginală, este de multe ori luat în calcul drept un frustrat, o persoană care chipurile nu s-a împlinit în această societate și vezi, Doamne, merge către Dumnezeu. Am constatat în urmă cu câțiva ani, cu mare surprindere, cum diverse medii de presă se mirau de ce poporul român este în marea lui majoritate credincios. Chiar dacă nu suntem toți creștini practicanți, din păcate, sper să fim cât mai mulți, dar totuși oamenii își exprimă această credință în Dumnezeu. Și societatea românească era considerată o societate demodată. Iată câtă injustiție se produce în urma unor abordări nefirești. Credința în Dumnezeu trebuie să fie totul, este o virtute, este înscrierea noastră pe cale, îmbrățișarea adevărului și a vieții. Ce zice Mântuitorul? Eu sunt calea, adevărul și viața. Cel care crede se împărtășește cu adevărul pe calea și în viața veșnică. Multe întrebări s-au născut de aici, Stelian. Aș vrea așa pe scurt măcar să le observi. Chiar trebuie ca cel ce mărturisește corect și își dorește lucrul acesta, chiar trebuie să fie călcat așa de mult, așa de strivit, așa de sfărâmat de lumea, de societatea în care trăiește? Este obligatoriu, pentru că Mântuitorul spune, dacă stăpânului casei i-au făcut și i-au făcut, cu cât mai mult nu le vor face casnicilor lui. Deci dacă Hristos, pentru mărturisirea adevărată, pentru faptul că a spus că este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeul nostru, pentru faptul că a venit să mântuiască firea omenească, această fire căzută în păcat, dacă El a suferit ce a suferit și și-a asumat moartea și încă moartea pe cruce, oare ce pretenții putem avea noi? Fiecare mărturisitor trebuie să știe că urmează să ducă o cruce nu mai grea decât poate să o ducă, pentru că are Dumnezeu grijă de aceasta. Nu trebuie să fugim de jertfă, pentru că în acest fel fugim de mântuire. Nu trebuie să ne ferim de asumarea mărturisirii, indiferent de riscuri, pentru că atunci o să iubim doar lauda oamenilor, dar fugim de lauda lui Dumnezeu. Parcă Sfântul Ioan Gură de Aur spunea despre cel care prețuiește bogăția că preferă aurul în locul dragostei dumnezeiești. Așa este și aici. Dacă preferăm ca oamenii să ne laude, nu ne va mai lăuda Mântuitorul. Chiar în Sfânta Evanghelie de ieri spune Hristos, pe oricine mă va mărturisi, mărturisi voi și eu despre el înaintea Tatălui meu din ceruri. Ce trebuie să urmărim noi? Ținta, scopul nostru este ca Hristos să mărturisească pentru noi la judecata de apoi. Așa cum spuneai și cum era și părerea Sfântului Ioan Gură de Aur, Stelian, există mulți mărturisitori în diferite momente ale istoriei în lume, care au certificat de mărturisitor, să zic așa, în ghilimele. Unii o duc bine, alții sunt foarte striviți. Care e distinția? Că până la urmă toți zic că sunt mărturisitori. E undeva o ispită, o tentație, e o greșeală dincolo.
dincolo nu este nicio greșeală de la Dumnezeu, totul este făcut bine, totul este făcut proniator, totul este făcut cu purtare de grijă față de om. Dacă această mărturisire este în duhul credinței adevărate, este în spiritul ortodoxiei, Dumnezeu alege și rânduiește pentru fiecare un plan, unul poate să-și asume o suferință mai mare, altul mai mică. Să știți că niciun mărturisitor adevărat, după părerea mea, repet, adevărat, nu este scutit de jertfă. Jertfa nu trebuie să fie neapărat una trupească. Poate fi la nivelul portretului de cuget, poate fi la nivelul sufletesc, poate fi în inimă. Ispitele pe care diavolul le pune înaintea mărturisitorului înseamnă jertfa pe care acesta trebuie să-și o asume ca să facă față acestor ispite. Deci fiecare om care mărturisește credința adevărată este frământat. Firește că dacă alegem o credință comodă, în care să putem sta pe canapele în biserică, în așa zise de multe ori biserici, dacă alegem să participăm la nu știu ce întruniri ale diverselor denominațiuni neoprotestante sau secte, unde ni se propovăduiește comoditatea și într-un final lenevirea, evident că putem avea o liniște aparentă, pământească, dar nu e o liniște care să vină din ceruri. Liniște autentică, tihna adevărată, cumpătarea cugetului este dată de către Sfânta noastră Biserică Ortodoxă și iată cât de frumos este când mergem la Sfânta Liturghie, când participăm la ospățul ceresc organizat de către Hristos pe pământ și vedem cum acolo trăim credința vie, mărturisitoare, cum ne întâlnim cu Sfânta Treime, cum îmbrățișem cuvântul Domnului Hristos. Noi după aceasta trebuie să alergăm, Părinte, după mărturisirea credinței adevărate. Sunt multe feluri de credințe, dar cele mai multe, în afară de cea ortodoxă, toate celelalte sunt lovite de nulitate, de falsitate. Nu o spunem cu mândrie, ferească Dumnezeu, nu o spunem că suntem noi ortodoxi, ci o spunem pentru că, dacă am citit într-o manieră independentă, neutră, clar definită Sfânta Scriptură, am vedea că Biserica Ortodoxă este singura constituită pe rânduială apostolică și care urmează cel mai bine preceptele scripturistice. Ori dacă aici ne e bine, dacă aici găsim adevărul, ce căutăm în altă parte? Este o întrebare la care mulți ar trebui să-și răspundă. Da, frumos ai spus, Stelian, mărturia autentică este întotdeauna cercată, însuși Mântuitorul ne transmite această informație, că diavolul, zice, a cerut să vă cearnă, deci toți care se vor strădui pe această cale vor fi cercetați de diavol. Este pe undeva și o îngăduință de divină. Dar spune Mântuitorul și completează pentru a nu scădea nădejdea noastră, eu m-am rugat pentru voi, ca și noi să ne rugăm unii pentru alții, să putem trece de această cercetare. Voiam să te întreb despre credința cea adevărată, dar deja mi-ai răspuns, pentru că omul crede din fire, dar este liber să-și aleagă credința și, într-adevăr, trebuie să fie între multe oferte și o credință adevărată. Uite că ortodoxia ne-a spus foarte mult și foarte bine, ne oferă calea cea sănătoasă. Cum se păstrează această credință, Stelian? Credința se păstrează dacă ne raportăm la mai multe perspective, la mai multe unghiuri de vedere, la mai multe aspecte de viață, aș spune cu grijă, cu atenție, cu o foarte mare cumpătare a cugetului, cu un foarte mare echilibru sufletesc. Mântuitorul ne și spune să nu aruncăm mărgăritarele noastre înaintea porcilor sau cele sfinte înaintea câinilor, ca nu cumva după ce le mănâncă să se întoarcă, să ne sfâșie. Deci credința este cel mai frumos mărgăritar pe care îl avem. Este podoaba cea mai importantă pe care ne-a dat-o Hristos. Este diamantul sufletesc care ne duce pe noi la mântuire. De aceea trebuie păstrată cu foarte multă grijă. Credința adevărată nu se abandonează pentru nimic. Avem pilda sfinților, Părinte, care s-au jertfit și au dat viața, această viață trecătoare, pentru a o moșteni pe cea veșnică. De fapt, este și greșită formularea, și-a pierdut viața în urma martirului. Nu și-a pierdut, a câștigat viața. Oricine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie, spune Hristos, oricine își va pune sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, îl va câștiga. Cine va încerca să-și scape viața, acela o va pierde. Dacă vom încerca să scăpăm această viață pământească, dacă vom încerca să ne desfătăm sufletul în lumea de aici cu tot felul de plăceri și să nu ne asumăm credința adevărată, atunci nu ne putem
putem împărtăși de dragostea lui Hristos până la final, pentru că Mântuitorul a revărsat peste noi iubirea jertfei supreme. A venit ca să ne mântuiască prin cruce, asumându-și crucea, asumându-și cele mai groaznice chinuri la care îl putea supune imaginația bolnavă a oamenilor, la care îl putea supune imaginația deviată a firii căzute. În momentul în care Hristos și-a asumat aceasta, evident că de la cei ce cred în El are aceeași pretenție. Nici de cum dintr-un egoism ferească Dumnezeu, ci din dorința ca și noi, cum ne spune Clement Alexandrinul, să devenim Dumnezei. Pentru că de aceea s-a pogorât Dumnezeu, ca să-i arate omului cum să se facă la rândul său Dumnezeu. Deci noi ne putem împărtăși din virtuțile pe care ni le-a arătat Hristos prin asumarea jertfei supreme numai în momentul în care îmbrățișăm această credință adevărată. Și sfânta noastră ortodoxie, pilduitor, către aceasta ne conduce. O credință cu rest, o credință cu tăgadă, o credință fără convingere nu te poate duce la ținta finală. Da, frumos ne-au să aminte, Stelian, de acel cuvânt al Sfântului Clement, care ne vorbea despre faptul cum să ajungem să fim ca Dumnezeu. Dragi ascultători, o scurtă pauză și vom reveni. Continuăm, dragi ascultători, dialogul nostru cu domnul teolog Stelian Costea și cu dumneavoastră. Nu uitați numărul de telefon 0241-515266 cu tarif normal rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal rețeaua Telecom. Aveți contact pe pagina de Facebook Radio Dobrogea, ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Vorbeam despre credință și jertfă și în frumoase cuvinte, cu multe exemple din Scriptură și din Sfinții Părinți. Domnul Stelian ne-a vorbit despre ceea ce înseamnă credință, puterea ei și drumul ei către jertfă, calea a nădejdii. Vorbind despre jertfă, Stelian, și despre credință, până ajunge în starea de jertfă, nevoie că această credință este ca din fire, dată omul este structural, omul este, suntem construiți pe un fundament de credință. Putem crede orice, avem libertate, trebuie însă să faci deosebiri, distincții, să cercetezi până când găsești credința cea adevărată. Putem vorbi însă și de o creștere în credință, adică este un dat așa cum îl primești, așa rămâne. Cine primește puțin, cine primește mult, un talent, doi talenți, sau poate omul sau este, are libertatea să râvnească și să-și dezvolte, să crească în credință până la o anumită limită. Sigur că da, viața în Hristos este o permanentă evoluție, o permanentă mișcare. Cei care vorbesc despre faptul că în ortodoxie, în credința cea adevărată, nu există cercetare, nu există căutarea adevărului în profunzimile lui, cele mai, dacă mi este permis, antinomia sau antiteza înalte, se înșeală amarnic. Aici îl găsim și îl regăsim pe Hristos în permanență și există o evoluție, o mișcare continuă în cadrul credinței. De aceea omul trebuie să crească în credință pentru a se împărtăși din lucrările energiilor necreate ale Sfintei Treimi revărsate asupra sa. Cum poate un om să ajungă mai bun decât a fost, Părinte? Decât dacă își amplifică, își crește credința. Pentru că atunci când crezi mai mult, când te legi mai mult de Mântuitorul Hristos, automat că vrei să te împodobești și cu celelalte virtuți pe care Mântuitorul le cere de la om. Ce ne spune Mesia? Acela este care mă iubește, care împlinește poruncile mele. Și dacă cineva împlinește poruncile mele, și eu și Tatăl și Sfântul Duh, la El vom merge și sălași ne vom face. Poate cineva să împlinească poruncile mântuitoare fără să-și amplifice, să-și crească, să se miște, să evolueze în credință? Nu există această posibilitate. Omul trebuie să creadă din ce în ce mai mult ca să poată să-și iubească aproapele cum trebuie, să-și iubească dușmanii cum trebuie, pentru că și aceasta este poruncă, să aibă răbdare atâta cât este necesară și să crească din zi în zi în răbdare. Adică aceste virtuți sunt înlănțuite, sunt legate între ele. Nu se poate să avem o credință sporadică, o credință
haotică, dezordonată, o mărturisire așa, în van, doar pentru noi, să spunem că noi credem în Dumnezeu, dar de fapt să nu facem nimic din ceea ce ne spune Dumnezeu. Nu se poate să trecem pe lângă o sfântă biserică, să refuzăm să ne facem semnul crucii și în același timp să ne pretindem credincioși. Acolo nu există o evoluție în credință, ba dimpotrivă, e o involuție. Nu este posibil ca în momentul în care stăm la masă și ne înfruptăm din bunătățile pe care Dumnezeu le-a lăsat pe acest pământ să nu ne rugăm la început și să-i mulțumim la sfârșit. Nu se poate ca în momentul în care vorbim cu persoane deschise la minte, la cuget, la suflet și nu îl mărturisim pe Hristos, nu se poate să spunem că suntem niște oameni credincioși sau că am crescut în credință. Această creștere în credință, în opinia mea, este direct proporțională cu faptele noastre. Cu cât te învrednicești mai mult de darurile lui Hristos, cu atât crezi mai mult. Cu cât te identifici mai mult cu Hristos, cu atât crezi mai mult. Cu cât îți pui întrebarea mai clar și mai elocvent, ce ar face Hristos în locul meu, în situația de față, cu atât crezi mai mult. Cel care stă, ne spune Sfântul Apostol Pavel, să aibă grijă să nu cadă. Dacă un om este mulțumit de credința sa, suferă de o autosuficiență, crede că a ajuns la un nivel destul de ridicat și nu mai este nevoie să-și sporească această convingere în existența și în minunile făcute de Dumnezeu. Dacă există un astfel de om, trăiește într-o înșelare, pentru că Hristos vrea să vadă evoluția noastră în credință. Ați văzut cum a spus despre sutași? Adevărat vă zic că atâta credință n-am văzut nici măcar în Israel. De ce? Pentru că acel sutaș, care era o căpetenie romană, spusese foarte frumos: zi numai cu cuvântul și se va vindeca robul meu, sluga mea. Iată credința autentică. El era convins că numai cuvântul Mântuitorului îl putea tămădui pe cel bolnav. Avem noi vreo o astfel de credință? Din nefericire, nu avem. Și cum se dovedește că nu avem? Ni se spune în Evanghelia de la Sfântul Evanghelist Marcu: cel ce va avea credință, ne spune Mântuitorul, faptele mele va face și mai mari decât acestea va face. A reușit vreunul dintre noi să învieze vreun mort? A reușit să redea lumina, să dea lumina, să picure lumina în ochii sufletești și trupești unui orb din naștere? N-a reușit. De aceea, noi nu avem în zilele noastre această credință autentică. Vorbesc pe scară largă. Din fericire, Dumnezeu a rânduit să avem sfinți contemporani, să se producă minuni prin ei, să fie oameni credincioși, dar eu vorbeam de ansamblul societății, de faptul că nu credem cu tărie, că ne îndoim și hai, ne îndoim, dar nici nu vrem să ne revenim în credința adevărată și să creștem în această virtute. Da, vorbeai, Stelian, foarte frumos de acești oameni deosebiți. Îndrăznesc să întreb, crezi că Mântuitorul alege anumiți oameni credincioși pentru credință sau această opțiune, această libertate a râvnirii și înmulțirii credinței este o provocare pentru toți? Este o provocare pentru că toți. Că vorbeam de sfinți. Sunt unii de la început hotărâți să fie sfinți sau cine râvnește și se zbate va ajunge un sfânt? Cine râvnește și se zbate va ajunge un sfânt. Este o provocare pentru toți. Este libertatea alegerii noastre. La Hristos nu există partipriuri. Mântuitorul nu este subiectiv, Părinte, cum suntem noi oamenii. Este adevărat că pe Hristos îl bucură credința celui râvnitor și bineînțeles că îl apreciază pe cel care crede, dar nu pentru că așa a vrut dintr-un început, ci pentru că omul a ales unul să creadă și altul să nu creadă. Iată-mă că intervin aici puțin. În măsura în care unul, să zicem, pare mai râvnitor, Hristos cum procedează? Îl ia în brațe și îl trece peste boltoace sau îl încarcă și mai tare? Nu aș putea spune că îl încarcă și mai tare, dar pentru că știe că această credință este una evolutivă, că acel om vrea să sporească în cunoașterea lui Dumnezeu, nu face decât să amplifice, să împlinească darul și chiar și prin încercare, prin îngăduirea unei încercări, să-i testeze și mai mult credința. Iar bucuria Mântuitorului este enormă, este imensă, este infinită atunci când vede că omul
crede cu adevărat și că se mișcă într-adevăr spre Dumnezeu. Să știți că dacă Hristos vede pe cineva că a luat în mod serios pe calea credinței, nu îngăduie niciune ispite ca să fie foarte puternice să-l clatine din această dimensiune. Chiar dacă va avea omul o anumită îndoială, își va reveni până la urmă. Vedem cum verhovnicul apostolilor, Sfântul Apostol Petru, deși s-a îndoit de atâtea ori, a fost reprimit în ceata apostolilor, pentru că Mântuitorul știa că în lăuntrul lui, în sufletul lui, îl iubește. Știa că are credință puternică în condițiile în care uneori, bineînțeles, a pus-o la îndoială pe fondul slăbiciunii omenești. De aceea, Iisus n-abandonează pe nimeni care crede. Faptul că în viața unui credincios, cu cât se apropie mai mult de biserică, survin anumite ispite, nu trebuie să îngrijoreze, pentru că Mesia spune, în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce reprezintă necazurile? Prilejul biruinței noastre, prilejul victoriei noastre. Fără necazuri putem fi noi învingători. Și mă gândesc aici la practicarea unui sport, oricare ar fi el. Dacă n-ai un partener pe care, în urma unui joc de fair play, să reușești să-l învingi într-o manieră amicală, prietenească, să câștigi acel joc, poți să spui că ai biruit în luptă cu cineva? Niciodată. Așa este și aici. Dacă nu te lupți cu ispitele, dacă nu te lupți cu nenorocirile, dacă nu te lupți cu necazurile și nu le biruiești prin credință, poți să spui că ai avut vreun adversar? Ori Mântuitorului Hristos nu-i plac oamenii comozi, după cum spuneam, oamenii dominați de acedie, oamenii dominați de lenevire, pentru că în împărăția cerurilor, ne spune Sfântul Pavel, nu va intra nimic necurat. De aceea, dacă așa e de la facerea lumii, nu putem noi să schimbăm în societatea în care trăim, după bunul nostru plac, această realitate palpabilă. Așa că nu ne rămâne decât calea credinței. Da, frumos ai spus, Stelian, și la mea ai vorbit despre Sfântul Apostol Pavel și despre cazul lui. Putem spune că atunci când Hristos rămâne înaintea ta un obiectiv nezdruncinat, nu trebuie să interpretăm căderile ca ceva izolat, ca păcate izolate, ci se interpretează în contextul luptei pe care o ai de dus până la sfârșit. Ne uităm la cazul Sfântului Apostol Petru, care, luat izolat, putem spune că s-a lepădat de Hristos și cu asta basta. Păcat capital. Dar în context a fost o pildă pentru noi, zic eu. Da, și Părintele Teofil Părăian sublinia tot în aceeași ordine de idei faptul că noi trebuie să ne bucurăm că a existat și că există în sufletele și în cugetele noastre Sfântul Apostol Petru, pentru că a avut o credință uneori amestecată, s-a lepădat de trei ori și semăna tot cu noi. Exact, și totuși a fost reprimit în ceata apostolilor. Ba mai mult, Mântuitorul i-a răspuns oricărei întrebări pe care i-a adresat-o. Sfântul Apostol Petru a fost în Sfintele Evanghelii cel mai puternic, consecvent, să zic, partener de dialog al lui Hristos. Iată că mai mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se întoarce decât pentru 99 de drepți, fiindcă drept, într-o manieră autentică, nu este nimeni. Deci căderile sunt firești. De aceea ne spune și Sfântul Sisoie, până la ușa mormântului vom cădea, dar trebuie să ne ridicăm. Nimeni nu se poate lăuda cu o credință pe care să o mențină așa, într-o manieră profundă, dintr-un început și până la sfârșit. Și bine că ne-a ferit Dumnezeu de aceasta, pentru că în slăbiciunea noastră omenească ne-am fi mândrit, că vezi, Doamne, cât de credincioși suntem noi. Și așa ne mândrim de multe ori, fără să avem niciun fel de temei, nicio bază reală. Dar, minte, dacă s-ar fi făcut unele minuni prin noi, sau am fi avut o credință foarte puternică, ferească Dumnezeu de mândria la care am fi ajuns. Ori Mântuitorul, Sfânta Treime, n-are pe nimeni de pierdut și din purtarea de grijă față de om ne apără și de astfel de căderi. Da, Stelian, sunt multe de întrebat și mă ierți, întreb repede pentru că timpul nu-mi permite, tu răspunzi foarte frumos. Încearcă să, pentru două minute, două, trei minute, cum arăta o credință fără jertfă? E o credință rară sau e o credință pe care călcăm la tot pasul? Să zicem în ziua de astăzi că o cunoaște mai bine. O credință fără jertfă ar fi similară cu atitudinea unui om împătimit care spune că nu face nimic rău. Adică cel care produce anumite păcate. Un om decent, nu? Da, da, un om decent, un om comod, un om care să se
cuprindă numai de lenevire. Civilizat, elegant, absolut civilizat, da, manierat în societatea în care trăim, pentru societatea în care trăim, fără să-și asume niciun fel de risc, niciun fel de jertfă. Ar fi precum cineva care spune, e, am desfrânat și ce atât am făcut? Iartă Dumnezeu. Am înjurat, ce atât am făcut? Iartă Dumnezeu. Mint tot timpul, n-am făcut mare lucru, ne iartă Dumnezeu. O astfel de atitudine comodă nu este plăcută Mântuitorului. Și știm cu toții, Părinte, că supranădejdea în bunătatea lui Hristos, în bunătatea lui Dumnezeu, este un păcat. Adică Mântuitorul nu trebuie să reprezinte o masă de manevră pentru noi. Nu noi am creat Sfânta Treime, ci Sfânta Treime ne-a adus la viață. Deci trebuie să credem într-o manieră sinceră, asumată, directă, nu prefăcută. Dacă am căuta credință fără jertfă, asta ar fi însemnat să vedem și la Hristos același comportament. A zis Mântuitorul, lasă-i, au căzut în păcat, pot să facă ce vor, eu nu mai merg să-i răscumpăr, să-mi asum moartea pe cruce. N-a zis așa ceva. Tocmai păcatul l-a provocat, nu? Absolut, păcatul umanității, el fiind fără de păcat, și-a asumat această cruce tocmai pentru a ne răscumpăra, pentru a introduce aspectul acesta recapitulativ al ființei umane, da, adică pentru a-L mântui pe fiecare dintre noi. Și noi, dacă am dori o credință fără jertfă, firește că am fi într-o mare înșelare. Iartă-mă, Stelian, dar ai promovit un cuvânt interesant și foarte, foarte actual, să zic așa, risc. Crezi că există cale de mântuire fără a risca? Nu există, pentru că cel care voiește să meargă în sensul propriu al cuvântului, foarte lesnicios, foarte ușor, pe drumul mântuirii, nu se poate împodobi cu darurile lui Dumnezeu, fiindcă nu este un luptător. Părintele Arsenie Papacioc spunea atât de frumos că lui Dumnezeu nu-i plac milogii sau cerșetorii, ci îi plac luptătorii. Noi nu suntem în ortodoxie, se știe foarte clar și pe bună dreptate nu este recunoscută ideea de destin. Noi nu suntem niște milogi sau niște plângăreți la porțile unui destin ironic. Noi trebuie să fim luptători, nădăjduind cu putere în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Și dacă ne asumăm această jertfă, fiecare la nivelul lui, la standardul lui, dacă ne împodobim cu această luptă, dacă știm să ducem această bătălie, firește că vom cuceri mântuirea. Da. Deci, întrebam de risc, riscul cred că rămâne măsura iubirii noastre. Da, mulțumim foarte mult, Stelian. Și mulțumim. Eu vă mulțumesc. Și celor care ne-au ascultat, vă așteptăm săptămâna viitoare la aceeași oră, Doamne ajută. Un post binecuvântat, Doamne ajută. Să rămână, Doamne ajută.